comunidade de estudantes, Distinction de Tats, mă adresez în primul rând studenților pentru că este seara dumneavoastră. Privesc în sală și încerc să identific primii membri ai Academiei Române aleși dintre dumneavoastră. Sigur, asta se va întâmpla cam peste 20-25 de ani și aș fi fericit să trăiesc până atunci ca unul dintre ei să vină să-mi spună: domnule profesor, vă amintiți că în anul 2010 ați făcut această anticipație. Mulți dintre noastre vor realiza cariere strălucite în străinătate, dar dorința noastră este să vă vedem în țară. Țara are nevoie de dumneavoastră, așa cum s-a spus aici. O nouă revoluție, 1948, este pe cale să se înfăptuiască datorită dumneavoastră. Academia Română, deși numără membrii trecuți de vârsta tinereții, majoritatea lor privește cu încredere și cu speranță în tineretul care astăzi este în străinătate și care dorește să se întoarcă în țară. Există o inițiativă, crearea unui Institut Român de Studii Avansate, semnată de câțiva colegi din țară și din străinătate, doi membri ai Academiei Române, colegi din străinătate, care intenționează să creeze posibilitatea unor elite dintre cei care au studiat în străinătate, la întoarcerea în țară, să le ofere un loc unde să-și manifeste capacitățile, experiența, expertiza. Și în același timp să creeze, să mențină legătura cu cei care, din păcate sau poate din fericire, vor realiza cariere strălucite în străinătate. Dorința este ca cei care rămân în străinătate să păstreze legătura cu țara, să vină în țară, să aducă din experiența și cunoștințele lor, iar cei care se întorc în țară să vină cu mentalitățile noi, cu ideile noi pe care le așteptăm și de care este atât de nevoie. Întâlnirea din această seară și tot ce am auzit aici îmi dă multă speranță, îmi dă mult optimism și nu rămâne decât să urez celor care studiază sau care au terminat recent studiile în străinătate, le urez să fie patrioți, să-și iubească țara și, indiferent dacă vor rămâne peste hotare sau vor reveni, și sper că majoritatea vor reveni, să o slujească așa cum o slujesc și cei care astăzi lucrează pentru ea. În țară există centre de excelență în cercetarea științifică pentru cei care doresc să urmeze o carieră științifică. Mulți vor dori să realizeze o carieră strălucită în economie, dar cercetarea științifică românească are nevoie de un suflu nou, are nevoie de entuziasmul și cunoștința celor care în prezent sunt la marile universități din străinătate, iar centrele de excelență care există, unele în Academia Română, altele în universități, oferă aceste posibilități. Trebuie doar ca factorii de decizie, factorii de putere să înțeleagă acest lucru, să creeze modalitățile prin care absolvenții universităților din străinătate să poată fi încadrați imediat. S-a menționat aici că nu va fi ușor. Vreau să spun și eu același lucru de la început. Dar trebuie ca toți să facem ceva, să forțăm puțin ușile ca să se deschidă în calea celor care se întorc cu entuziasm, cu dragoste față de această țară. Din păcate, cuvântul patriotism se folosește rar astăzi la noi. Este aproape o vorbă de rușine să spui că ești patriot. Dar în sufletul nostru trebuie să fim patrioți și trebuie să facem tot ce putem pentru această țară. Pentru că sunt multe de făcut, imaginea ei în străinătate nu este totdeauna cea mai dorită și prin dumneavoastră se poate îmbunătăți mult imaginea acestei țări. Iar nevoia de dumneavoastră este stringentă în țară. Vă așteptăm, vă așteptăm, vă așteptăm. Mulțumesc!